Deci, în 2019, da, eu deja eram programată la spitalul din Bacău. Aveam deja actele pregătite tot pentru și deja și programarea. Imediat m-a abordat o persoană care s-a recomandat, deși avea și pe Facebook haine militare. Deci, vă dați seama că nu e... Eu am prins încredere pentru că eu am frate în cadrul armatei și știam că aveam încredere în militar. Eu știam ce înseamnă militar. Și m-a abordat, mi-a cerut prietenia din mesaje. Eu i-am zis că trebuie să mă duc la o operație de cornet. Și atunci a spus că, vai, nu te las să mergi la Bacău. Eu te duc la un medic, la Iași, la medic, la spitalul militar, la medic cu mâini de aur. Da. Pentru că o bătrână, oarbă, a făcut-o să vadă și o pupa mâine și o dus în genunchi și zic, nu, spitalul militar, este ceva. Deci pentru mine era ceva, zic, cum am avut eu norocul ăsta să vin la spitalul militar. Bine, am hotărât, am renunțat, am anulat programările la Bacău. Pentru asta am și toate actele originale, pentru că eu la ochiul drept nu aveam nimic. Prima dată am fost operată la ochiul stâng. Deci era domnul Pavel Ioan, a discutat cu doctor. Când m-am prezentat la domnul doctor, i-am zis, eu vin din partea colonelului inginer Ioan Pavel. Pavel. Da. Domnul doctor a înțeles imediat cine sunt, colonel inginer. Și bine, m-a văzut la ochi. Acum zic că știam pentru că deja făcuții mami operații de cristalin, știam că trebuie să plătesc. Și stabilisem cu Pavel Ioan cât trebuie să-i dau. Zice, îi dai 1300 și mai pui acolo, mai pui 200, îi ajunge. După ce mă consulta, zic, domn doctor, vă dau banii pentru cristalin. Păi cât ai aici? Păi zic, am 1500. Păi 300 costă numai cristalinul. Și atunci zic, mă, ce să fac? Să-mi fac cu deja, m-am trezit la ea și să-mi fac operații bune. Ea mai da 500 și să-mi fac bine. Bine, imediat mi-a făcut internare, am urcat sus, zic, eu știam cu analize, să-mi fac dilatarea ochiului, pentru că știam toate de la mama cum se face. Când a venit doctorul sus, gata, pregătit de operație, a luat-o prima pe Milica, doamna Milica, și a doua, Toma Valerica, m-am rămas șocat de analize, nimic. Eu m-am băgat la operație, m-a operat, norocul meu a fost că văd 80%. După aia, cât eram în spital, țineam legătura cu Pavel Ioan. Pavel, el s-a recomandat, colonel inginer, Pavel Ioan. Țineam legătura cu el și a zis, hai să te operești și la ochiul drept, ca să nu mai porți ochelari. Am zis care era motivul pentru având experiența din ochi. Dumneavoastră credeți că o să fie o operație îmbunătățească de viață? Pentru că pe mine mă deranja iarna, că saburea ochelarii în prin autobus, zic, măi, totuși, îmi face ceva bine. Da, am stabilit și cooperează și pe mama ta, că noi vorbeam la telefon. Cooperează și pe mama ta și el mai venea și pe la mine la casă. Nu vă zic că plecau cu sacoșele pline. Contrarat toate dulapurile. Dumneavoastră ați legat un fel de amiciții, prietenie. Da, dar el s-a invitat la mine acasă. Și când venea, controla și dulapurile, tot. După ce mi-a operat primul ochi, avea și tupeu, că zicea că ți-am redat viața, că ți-am redat vederea. Și că... Da, seama, era ceva, nu era dat în vedere. Bine, și zice că să operăm și pe mama ta. Și când a venit la mine, mi-a arătat pe telefonul lui, nu știu dacă era, de la domn doctor. Uite, au scris aici mesaje, cât îi costă pe tine lentila și pe mama ta. Și a scris acolo cât costă, 2300 și 600 lentila. De-aia zic, dacă îmi punea și mea cristalină, îmi cerea bani pe cristalin. Dar el a scris în acte cristalin. Dar în practic mi-a pus o bucată de carne pe ochi. Asta mi-a făcut. Da. Și din momentul ăla am avut permanent probleme. Am îndurat, m-am dus la domn doctor Grigoraș. Acolo mi-a decupat lentila, având durerile alea așa de mari. Nu știam ce să mai fac. Când ați mers la Bacău la domnul doctor Grigoraș, ce a spus? Am spus că am fost operată de un doctor. Și dacă poate să-mi dea o situație de stare a ochiului cum s-a în momentul ăsta. Domnul doctor, adică ce părere a văzut? Știți cum între doctor? Că nu se devolvă niciodată. Și deci am vorbit cu asistenta.
am zis, eu vreau să fac să vină domn doctor, numai dacă poate să-mi dea, deci am pus condiția asta, dacă poate să-mi dea o hârtie cu situația ochiului. Și domn doctor mi-a dat situația ochiului, cum a fost. După aia a început, eu tot, deci lentila aia mă strângea și tot îi ziceam, domn doctor, nu mai suport, trebuie să-mi faceți ceva, ci voi trebuie să o decupăm. Și am stabilit o zi și mi-a decupat lentila cu laserul. După aia nu vă mai zic. Prima dată am avut infecție, imediat am avut infecție. După ce mi-a decupat lentila, după câteva timp am avut inflamații. Deci inflamația aia se ducea spre cornee, era tot ochiul roșu. Și a afectat corneea. Deci inflamația a afectat corneea. De asta s-a putut într-un fel și nevoie de transplantul ăsta de cornee. Da, da, deci mi-a afectat. Și după aia, cât mai vedeați cu ochiul? Noi nu vedeam aproape deloc, vedeam tot în ceață. Da, și după aia... Dar spuneați că și apropiații dumneavoastră spuneau că v-a nenorocit. Nu, zicea că te-a mutilat pentru bani, te-a mutilat, e scrocul ăla. Așa, povesteam, uite ce mi-a făcut. Te-a putut că te-a mutilat pentru bani, e scrocul ăla. Și după, tot Bacău știi ce mi s-a întâmplat. I-am povestit la tot, uite, la spitalul militar, asta mi-a făcut. Mi-a pus o lentilă pe ochi. Și de fapt, în acte mi-a scris că mi-a pus cristalin. Și eu peste tot... Și cât ați plătit pentru operația de lentilă? Da. Deci am dat 600 pe loc. După aia a venit ăsta, Pavel Ioan, ca să mă ia, că era și mama, avea 88 de ani. Și era mai greu să transport. A venit, ne-a luat, am pus cristalin. Da, și mama Nu, mama mea a pus cristalin, dar nu mai aveam încredere nici că a pus cristalin. M-a dus la domn doctor la Bacău. Să văd dacă mi-a pus cristalin sau mi-a făcut și mie la fel. Și după aia, bine, mama nu o vedea nici bine. M-am dus, i-am pus... Să-ți opet să luăm o pauză? Zicea, dar aici scrie clar că tu v-a pus cristalin. Deci zic că, bine, așa scrie. Deci tu mă luau la mișto. Și zic că, nu, mi-a pus o lentilă. Și atunci de ce nu mergeți la el să vă trate? Zic că nu mai am prietere, nimeni. După aia am început să vină. Deci eu nu. Zic, mă, să-mi fac dosarul de... transplant de cornei, zic, poate totuși am vreo șansă. Am venit aici la spital, puse cu inima strânsă, zic, iar mă iau toți la întrebări, aici scrie cristalin. Și eu spuneam la toți că am lentilă. Toți stagiarii, când mă prezentam aici, spune, dar ce s-a întâmplat? Toți te ia la întrebări când te duceai. Prima dată te ia stagiarii și după aia te vezi doamna doctor. Eu ziceam, păi mi-a pus o lentilă, păi aici scrie cristalin. Uite, așa scrie, dar eu mi-a pus lentilă. Și după aia venea la doamna doctor și când, nu știu, zice că i-a pus lentilă, da, aici scrie cristalin. Doamna doctor deja s-a învățat, zic cu mine, când auzea de lentilă nu mai zicea nimic, începe a strâng, da, hai trebuie la șoai, vină să te văd. 5 ani dumneavoastră ați așteptat să... Da, deci eu 5 ani am așteptat ca să... aveți un donator și... Da. Dar vă zic, experiența care am avut-o aici și chiar vreau să subliniez asta. Când am venit aici cu inima strânsă, știind de experiența de cum ne-am trecut eu, am venit aici când m-a văzut doamna doctor. Imediat, hai drăgă la șostibăr. M-a văzut, ea nu vedea ce este sub cornei. Pentru că era... Am venit aici la doamna doctor Antoni Nicoleta. La Sfântul Spiridon, da? Da, la Sfântul Spiridon. M-a văzut, n-a zis nimica, deci... Singura preocupare a ei era să mă trateze. Deci asta am simțit eu. Este un medic care își dedică viața pentru pacienți. Deci o văd așa cum stă și este foarte sociabil, râde, face glume. Și de exemplu dacă o persoană nu înțelege, pentru că ne adună mai mulți acolo și după aia ia la rând acolo și noi vedem cum urmează cu ei după sută. Și era odată o familie. Și nu înțelegea ce îi spunea doamna doctor. Cred că i-a repetat de 5 ori. Și eu zic, doamne, dacă aș fi eu, aș avea răbdare. Dar i-a tot repetare. Și după ce au plecat, a făcut o glumă. Eu când am ajuns, am zis, doamna doctor, pe mine mă doare tare ochiul, mă strânge, mă doar, de la cine? N-am firi pe ochi, având experiență, zic, poate am firi. Și zice, nu, pentru că cornea, deci explică la fiecare pacient în parte, cornea este foarte afectată, cronică, elimină o enzimă care aia la orice, la frig, la căldură, la orice, aia dă senzația de dureri, de rani și de îngrozitoare. Nu vă spuneați, da. Da, da. Deci, nu puteți ieși din casă. Da, vă stăteam. Și după aia veneam la ea, vă spun, am avut așa, am pus așa un curaj, că am văzut că este un medic care dedică viața pentru
pentru pacienți. De asta vreau să zic și plus ați fost operată, nu? Ați primit transplantul de cornee în primăvara aceasta? Da, am făcut transplant, am primit cornea. Acum mă simt foarte bine. Doamna doctor mă tratează cu foarte multă atenție. Zice să pun ca special, suntem un caz special pentru că suntem doi. Suntem un caz special, orice se întâmplă, la orice oră, mesaj, telefon, deci eu așa ceva. Deci eu așa ceva n-am mai întâlnit. Și după operație, doamna doctor personal m-a sunat acasă să vadă dacă mă sunt bine. Deci este direct interesată de situația. Ne-a văzut că stați mai înainte că la spitalul militar ați fost într-un fel umilită de domnul doctor. Pentru că vorbea foarte arogant și răspundea numai... Deci este o diferență foarte mare între comportamentul medicului. Este extraordinar. Și ce am mai observat aici, acolo, domnul doctor Anton face ce vrea el, taie și spânzură. Și nu-l întreabă nimeni, deși au camere video, sunt convinsă, pentru că mi-a cerut Pavel Ioan mi-a cerut bani cu holul spitalului și nu s-a luat nicio măsură. Și aici, în schimb, cum am văzut și chiar țin foarte mult să spuneți asta, deci doamna profesor este direct interesată de fiecare pacient. Deci eu stând aici la rând și stăm acolo, așteptăm să ne ia, vedeam toți bolnavii, pentru că vezi în aia de spital, îi duceau acolo în camera aia unde... Da, în cabinetul doctorului. Da, și simt, ce se întâmplă, unde se duc toți în rând acolo? Și după aia, stând în spital, am realizat că, de fapt, doamna profesor personal vrea să vadă pacienții. Deci nu contează că sunt pacienta doamna doctor Anton, pentru că ea nu operează adulții. Dar ea personal și ne-a dus și cu noi, cu toți care eram în spital în coloană și ne-a văzut cu fiecare... Deci experiența a fost una, dacă ar fi din nou să aveți nu v-ați mai opera, nu? La spitalul militar ați venit direct? Niciun caz acolo și recomand la toți să vină aici, nu? Să nu vin, aici este foarte aglomerat, este greu de ajuns, dar când ajungi aici este tratat foarte bine. Pentru aici că... la Spiridon? Da, la Sfântul Spiridon, pentru că aici, la spitalul ăsta, am realizat că sunt, într-adevăr, medici foarte competenți. Eu...